Salut, Ianis, și felicitări omul meciului într-o victorie importantă pentru voi. A intrat după pauză, ai contribuit golul de 3-1, ai scos și penaltiul pentru 2-1. Spune-ne care a fost senzația care a intrat la pauză, care, cât de mare era motivația și ce-ți închipuiei că va urma repriză? Da, a fost un meci foarte frumos. Atmosfera m-a făcut să uit de tot și mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și să luăm cele 3 puncte, pentru că noi avem alt obiectiv față de ei. Cum a fost la faza penaltiului pe care l-ai obținut? Am fost mai rapid, să pun aroma atras de picior și a fost fault. A fost momentul în care au cedat cei de la Rapid? Da, era normal cu jocului să câștigăm, pentru că toată repriza a doua mingea a fost numai la noi. După ce au rămas ei cu un om în minus, simțeai că atunci poate veni golul de 2-1? Da, au luat roșu pentru că am stat călare pe ei și i-au cedat presiunii. Tu, personal, cum te simți în această perioadă? Pare că îți merge foarte bine. Da, mă antrenez și sper să-mi spui de la meci, de la meci. Nu mă interesează să fiu eu playmakerul echipei, mă interesează să fiu acolo unde trebuie să-mi scriu. Ți se pare Rapidul cea mai agresivă echipă împotriva? Mi se pare o echipă care va prinde play-off-ul, chiar și cu mulți accentați. Astăzi ne-a fost foarte greu cu ei. Cum ești când vezi toate aceste oferte care apar pentru tine, toate sumele care se vehiculează și dacă poți și lămuri cu situația impresarului? Am înțeles că ți-ai schimbat impresarul, sau cum a fost această poveste? S-a discutat despre acest lucru? Am reziliat contractul nu cu Ana Maria Prodan, nici de cum cu ea. Am fost sub contract cu dânsa 5 ani de zile și a fost chiar foarte bine, dar m-a trimis, adică am semnat cu un străin și ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine. Nici acel străin, nici măcar nu l-am văzut la față și au fost și câteva nereguli care au fost în contract și am vrut să rup contractul, dar nu am rupt contractul ca să semnez cu domnul Victor Becali. Eu am fost 2 luni de zile liber, fără agent și nu, adică n-am semnat cu Victor Becali imediat după ce am rupt contractul cu Ana Maria Prodan sau și cu Sasha sau cu... Nu te temi de un oarecare proces? Ai văzut ce s-a întâmplat în cazul lui Mara? Nu mă tem, de ce să mă tem? E alegerea mea și o duc până la capăt. Mulțumim, felicitări. Mulțumesc frumos.